Salut și bine v-am găsit la un nou episod cu Clash Royale. Și da, vreau să începem prin. Vreau să intrați în clan. Și aceste două tecuri. Yay! Și vom. Scuze că am uitat de acel chest opening, dar n-a picat lucruri bune deloc. Și strâng acum 4 gold chesturi pentru acel chest opening. În fel. Să câștigăm. Da, am fost arena. Oh, și am luat doar epicele de acolo. Hai să băgăm un print. Nu cred. Totuși am dat mult damage. Hai că dacă ajunge la singur, e perfect. Nu. Nu e bine. E super nașpa. Dar nu e nimic. Să remediez tot. Nu mai contează. O să pierdem. Dacă mi-ar veni wizardul mai rapid. Să nu-l dau. Hai să-l dau. Nu se poate întâmpla nimic. Da. Nu mai contează. Somebody. Palme in gât. Prost, Leo, prost. N-am cu ce să mă apăr. Nieni. O mare bătaie. Nu pot să îngăiesc. Pe lista mea. Ok, îi dublăm, da? Ne-am luat bătaie! Da, măcar nu ne-a dat tricolor. Oh. Nu se pot să ne-am eu. Că dar închez! Ei. A, da, să vă dovedesc că am fost arena 8. Voi pune o mică pauză să vedeți. Uitați, din Silver Chest, un bowler care îl câștigi doar în arena 8. Și da, ne reîntoarcem la video. Și mă vom juca cu acest deck minunat. Golem de sau Elixir Collector. De ce? Jocul își bate joc de mine. Cum nu mă bat eu pe ăsta? Fire!
Sigur nu am măcar o realizare. Unul de level 10 e așa, măcar în tur. Lasă, îi mai băgăm o dată și cred că nu o să fie GG. Normal, acum cea mai umilitoare. Să sperăm. Fratele meu, i-am luat 3 coroane, unul de level 10. Trebuie să dau asta pe care neapărat. Sunt foarte fericit. Suntem... Nu fuz asta. Cam ciudat. Nu știam că am făcut, adică, uite, turnament. Bine, primul progres, 2 din 6, al doilea. Aici, da, 12, dar... Ah. Și să ne mai băgăm la o luptă și vom încheia episodul. Cicia. Ne face onoare în sarea asta. Să lasă româna, e prea grea. Rămâna e greu. Perfect! Legendară. Deocamdată mi-e frică că să ne luăm bătă. Dar ce se poate întâmpla, rău? Regret tu ce am spus. Magic.
Încearcă să mă atacă pe Turner, dar nu am mers. Și... Jim. Tocmai ăla e Eddie. A jucat destul de bine, a încercat să-mi iau un turn. Da, din păcate n-a reușit. Și aici se va încheia acest episod. Ne revedem data viitoare. Pa, pa!